Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațegaru din Cluj-Napoca este poziționată ca lider în educația medicală și farmaceutică și în cercetarea științifică din România prin formarea de poluri de competență, cunoaștere și competitivitate. Suntem singura universitate de medicină și farmacie din România inclusă în alianțele universităților europene și una dintre cele 7 universități din România care au intrat în astfel de consorții. Acest lucru ne onorează și ne bucurăm de recunoașterea valorii noastre pe plan european. Totodată, ne asumăm cu responsabilitate și entuziasm misiunea de a contribui activ la dezvoltarea acestui proiect și la crearea unei rețele europene de excelență în neuroștiințe și neurotehnologie. NeuroTechEU este o șansă deosebită pentru universitatea noastră de a construi campusurile europene interuniversitare ale viitorului, precum și de a dezvolta programe educaționale bazate pe performanță în predare, învățare, cercetare și inovare în toate regiunile Europei. De asemenea, NeuroTechEU este o excelentă oportunitate pentru schimburi de bune practici cu partenerii din cadrul consorțiului, precum și de a aplica pentru proiecte viitoare de dezvoltare instituțională. O astfel de colaborare internațională permite deschiderea de noi orizonturi și noi oportunități, atât pentru comunitatea noastră academică, cât și pentru întreaga societate europeană. Sunt foarte entuziasmată de prezența universității noastre în consorțiul Neurotech, the European University of Brain and Technology, atât pentru rezultatele imediate pe care le oferă, cât și pentru că acest onorant parteneriat pune bazele solide ale unui viitor european pentru universitatea noastră. Așa cum s-a mai precizat, proiectul are drept obiectiv principal crearea unei rețele de universități europene care să răspundă nevoilor mereu în schimbare ale societății prin promovarea progresului în neuroștiințe și neurotehnologii. În ceea ce privește grupul de lucru în care reprezint universitatea, acela de educație și cercetare, acest grup de lucru are un obiectiv foarte ambițios și anume formarea profesională, internațională, intersectorială și multi, să spunem, fațetată, atât prin programe de studiu comune, cât și prin stagii de cercetare sau stagii profesionale, mobilități de durată variabilă. În prezent, au fost deja enunțate principiile după care aceste studii în interiorul consorțului vor fi recunoscute și este în plină construcție campusul virtual, campusul plus al consorțiului Neurotech, în care universitatea noastră a plasat deja înscris cursuri. Cred că sintagma pe care a folosit-o profesorul Tansu Celichel, președintele în exercițiu al comitetului director al Neurotech, descrie cel mai bine aspirațiile proiectului. Împreună spre un viitor mai bun. Proiectul NeuroTechEU este unul dintre cele mai integrative și finalizante proiecte care au fost dezvoltate vreodată în România. Este într-adevăr ceva absolut deosebit față de ceea ce s-a făcut, având în vedere conceptul de a finaliza până la urmă o integrare care pornește din zona educațională, trece prin zona de cercetare, ajunge într-o zonă aplicativă unde încercarea cea mare este de a crea produse sustenabile care apoi să-și găsească o destinație socială într-o comunitate socială pregătită să absoarbă aceste produse și aceste concepte. Proiectul NeuroTechEU este un proiect care nu cred că seamănă cu altele, pentru că nu este vorba numai despre cercetare pură, este vorba despre a înțelege mecanismele creierului, a prelua ceea ce este esențial și a transpune în acest lanț de realitate undeva într-o aspirație profundă de viitor care se dorește a fi matricea unei societăți sustenabile în viitor. Eu sunt Dragoș, student în anul 3 la UMF Iuliu Hațeganu și sunt unul dintre
reprezentanții universității noastre în Consiliul Studenților NeurotechEU. Consiliul Studenților a luat naștere în toamna anului 2020 și reprezintă interesele studenților atât în work package-urile NeurotechEU, cât și în Board of Governors. Fiind format din câte 4 studenți reprezentanți ai fiecarei universități membre. Suntem implicați în organizarea evenimentelor NeurotechEU, reușind să realizăm din luna decembrie a anului trecut și până acum 4 evenimente mari adresate studenților. Acum participăm la organizarea primului summit NeurotechEU, care va avea loc în data de 22 noiembrie și la care vă așteptăm cu drag ca participanți. Tot Consiliul Studenților a dat naștere și continuă să susțină societatea studențească NeurotechEU, numită Synapses, din care fac parte în mod automat toți studenții universităților partenere. Prin intermediul acesteia, dorim să organizăm evenimente și discuții pe diferite subiecte legate de neuroștiințe și de tehnologiile inspirate de către creierul uman. Încercăm să aducem cât mai multe beneficii și oportunități studenților, iar dacă sunteți interesați de acestea, vă invit să vizitați site-ul NeurotechEU și în viitorul foarte apropiat și site-ul Synapses. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag să colaborăm în acest proiect revoluționar.